Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a efectuat la începutul acestui an un control privind evaluarea calității academice din Universitatea Ovidius din Constanța. Rezultatul acestui control s-a finalizat cu scăderea calificativului acordat la nivelul de încredere. În anul 2010, când agenția a mai efectuat un astfel de control, instituția constanțeană a primit calificativul grad de încredere ridicat. Am fost, să zicem, catalogați cu calificativul și evaluați cu calificativul încredere, în care de asemenea se spune că raportul final sau toate documentele evaluării vor fi afișate pe site la 31.8. Deci în 31.8, la ora 15.16, am fost suficient la bună, pentru că, sigur, calificativul de încredere, nu o să fac comentarii, l-am luat ca atare, pentru că nu avem ce comenta la acest lucru, decât după ce vedem argumentele care au stat la baza obținerii. Experții Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior au constatat o scădere continuă a numărului de studenți înscriși la diferite categorii de studii, începând cu anul 2009 și până în 2016. Chiar și cu aceste dovezi în față, Rugină susține că, în urma articolelor apărute în presa scrisă, din ultima perioadă a scăzut considerabil numărul studenților. Nici la cifra de școlarizare a studenților, Universitatea Ovidius Constanța nu stă mai bine. Dacă în anul 2009 erau în universitate 19.489 de studenți. În anul 2016 mai sunt doar 14.118, o scădere de 27,55%, oricât ar încerca noul management al Universității Ovidiu să dea vina pe grea o moștenire lăsată de fostul rector Dănuț Sepure. Condamnat pentru luare de mită, nici noua conducere nu reușește să pună pe picioare instituția.